Sfârșitul lunii viitoare este termenul până la care trebuie desființate posturile neocupate și o parte din funcțiile de conducere din aparatul bugetar. Planul e deja întârziat cu 6 luni. La început de an, în administrația publică locală și centrală erau 1,2 milioane de angajați, iar în bazele de date figurau 215.000 de posturi neocupate. Ministrul Finanțelor vorbește acum despre noi măsuri prin care să poată fi reduse cheltuielile de la stat. În ceea ce privește suplețea aparatului bugetar, haideți să parcurgem prima etapă, iar cea de-a doua etapă cu siguranță va fi și va fi implementată ca urmare a rezultatelor pe care le avem la sfârșitul lunii iunie. Sindicaliștii spun că momentan nu se gândesc la concedieri și speră că guvernul va tăia bani din altă parte. Mai mult de pe zona de investiții pe care le vor îngheța pentru a doua jumătate a acestui an. Așa cum a făcut și am trecut. De regulă, un post de șef consumă echivalentul unui salariu mediu din sectorul public. Economiștii atrag însă atenția că executivul va ocoli concedierile la stat în an electoral pentru a nu pierde voturi, însă în 2025 va fi obligat să găsească o soluție pentru această problemă. Vom vedea practic o reorganizare a aparatului bugetar după 1 ianuarie 2025. Avem cel mai mare aparat bugetar din Uniunea Europeană raportat la populație. Avem peste 1,3 milioane de bugetari, motiv pentru care nu ne mai putem permite să-i plătim pe toți. Din această perspectivă e probabil să asistăm la disponibilizări de personal în instituțiile care nu sunt esențiale. Cheltuielile de personal au urcat în primele 3 luni ale acestui an la 36,5 de miliarde de lei, în creștere cu aproape 20% față de aceeași perioadă anului trecut.